Am revenit la Medica Special. În continuare, în platou alături de noi îi avem pe Ștefan Pelgăr și pe Laura Olaru. Vă mulțumesc tare mult, dragii mei. O să răspundem imediat la întrebarea și provocarea pe care v-am făcut înainte de publicitate. Însă, înainte de a face acest lucru, o să vreau să vă întreb pe fiecare în parte care a fost principala provocare pe care ați avut-o în toți acești ani de carieră. Nu neapărat în 2020, ci în toți acești ani. Sau poate că 2020 a fost anul provocărilor. O să încep cu tine, Laura, te rog. Am să încep cu începutul. La început, provocarea cea mai mare a fost lipsa cunoștințelor în domeniu și lipsa materială. În anul 2020 ne gândim foarte bine să rămânem sănătoși. Asta este foarte important, lăsând la o parte ce se poartă, lăsând la o parte cu ce am asorta diverse. Vreau să ne gândim la ei noștri, vreau să ne gândim la noi. Ca să putem străluci în 2021, trebuie să fim foarte atenți acum. Trebuie să fim foarte atenți în noaptea de Revelion, cu cine îl petrecem și cum îl petrecem. Vreau să rămânem sănătoși, asta e foarte important, ca să putem duce poveștile mai departe. Ștefan? Foarte adevărat, da. Uite că mi-a luat așa da, cu un pic. Te-am simțit. Într-adevăr, foarte da. Foarte profund ce a spus Laura. Cred că vorbeai și de sănătatea mentală, nu numai absolut. Pentru că anul acesta, da. Într-adevăr, a fost un challenge. Cred că în cariera mea de 20 de ani au fost multe obstacole. A fost începutul, desigur, tot așa cu tot felul de obstacole pe care orice întreprinzător startup le întâmpină. Au fost multe probleme și pe parcurs. În 20 de ani îți dai seama, sunt probleme, sunt ups-uri, sunt downs-uri, sunt urcușuri fantastice, sunt coborâșuri fantastice. Dar mie prietenii tot timpul îmi spun că sunt ca un fel de hopa mitică. Cunoaștem. Un bouncy man, mai bine spus că hopa mitică sună, mă, hopa mitică e românește. Un hopa mitică care de fiecare dată când a venit câte o așa, Ai găsit putere, dar doar pentru că îmi iubesc atât de mult meseria, pentru că ar fi fost de foarte, foarte multe ori foarte ușor să semnez niște contracte. Să plec în altă parte, absolut. Să plec în altă parte. Eu am și cele două locuri unde îmi desfășor activitatea, România și Germania. Și uite că totuși și în perioada asta am decis să rămân mai bine aici, pentru că mă simt mai acasă, mă simt mai aproape de publicul meu, de oamenii care mă apreciază, mi-apreciază munca și așa mai departe, pentru că m-au cunoscut de la zero, de când din câte primii... femei superbe te poartă pe tine, Ștefan. Câte și pe femei tine, de asemenea. Superbe. Când văd pozele, ne vedem pozele reciproc și așa mai departe. Și până la urmă este un added value când aceste femei superbe din showbiz sau național, internațional, nu contează, valorifică produsul pe care tu ai în care ai investit atâta timp, dăruire, suflet și pasiune, muncă și bani. Și de aici o să vină și return on investment la un moment dat. În acest business toată lumea crede că un business din acesta îl faci, uite așa, și ies bani și lux și covare roșii și limuzine. Însă, și călătorii, spate, exact. Și așa mai departe. Eu trebuie să recunosc că am muncit aproximativ 10 ani de zile până să, cum să zic eu... Până să culegi roadele? Roade bune, dar au fost roade și înainte, desigur, dar modeste. Dar în acest domeniu, până să culegi roade adevărate, 10 ani încă sunt puțin, 20 de ani sunt încă puțin. Gândindu-ne la creatorii mari care unii dintre ei ne-au părăsit, dar le știm desigur biografiile și așa mai departe, de un vorbit de Yves Saint Laurent sau de un vorbit de Christian Dior, de Karl Lagerfeld, da. De o mulțime care au muncit între 50 și 70 de ani ca să ajungă în Olimpul acolo sus la zeitățile ale domeniului. Desigur că
poate nu ajungem neapărat acolo, dar ne dorim cu toții să ne extindem business-urile, pentru că asta este dorința ideea unui business, nu? Să-l extinzi încet, încet și pe o fundație bine bazată, nu grăbit și după care se duce totul la fund. Drept dovadă că încă ați rezistat acestei pandemii. Este da, exemplu, dar este exact exemplu cum clar. A spus Laura, cu multă pasiune muncă. În continuare și cu multă răbdare și fără să ai foarte multe pretenții de la această perioadă și să investești strict în ceea ce e important, familie, bunăstare, în sensul de să rămâi limpede la cap, să poți să creezi mai departe, pentru că sunt foarte mulți oameni care în această perioadă se pierd. Îmi vine în minte filmul pe care l-am văzut anul trecut, pe care l-a adus Gabriela Suciu în România, filmul lui Alexander McQueen. Deci da, a fost... Efectiv mi se ridică pielea pe mine, efectiv mi se ridică. Începuturile lui, toată povestea din spate, este foarte greu. Noi admirăm atâția oameni, dar noi nu știm cât muncesc oamenii ăia. Noi nu știm câte nopți nedormite, cât plâng oamenii ăștia, plâng real, e un pic complicat. Vreau doar să rămânem optimiști și, cum spune și Stefan, să rămânem întregi la cap. Pentru că foarte mulți dintre noi o iau razna. Din diverse motive. Principalul motiv e lipsa materială în continuare. Da, noi nu trăim într-o țară bogată. Noi nu trăim într-o țară care să ne ofere ceva. Vreau să vă spun că pentru mine, eu îmi iubesc țara foarte mult. Chiar dacă ieșim din diverse motive din România, eu îmi iubesc țara, dar mi-ar plăcea ca în viitor să facă ceva pentru noi, pentru noi artiștii români. Da. Da. Deci asta este una dintre dorințele pe care... Exact. Da. Amândorora. Chiar mi-aș dori să facă cineva ceva pentru noi. Pentru că ducem într-adevăr numele României mai departe. Nu eu personal. Suntem mulți. Suntem un grup mare. Da, suntem un grup mare. Și mi-ar plăcea ca oamenii să ne aprecieze mai mult munca, să ne cumpere mai mult. Arta, în general, este lăsată pe ultimul loc. Da, exact, pe ultimele locuri. Da. Aș vrea să... Într-adevăr, acestea au fost provocările. Ne-ai spus și ne-ați spus o mică parte din dorințele pentru 2021, ce ne facem în noaptea dintre ani. Avem o provocare foarte mare până atunci. Ne-am obișnuit ca Revelionul să fie unul spectaculos, să avem ținute spectaculoase, să petrecem alături de prietenii noștri, alături de familie, prieteni sau nu neapărat de prieteni, de necunoscuți, nu contează, dar să petrecem. Fastuos, așa cum petrece românul. Exact. Anul acesta însă este diferit și trebuie să ne adaptăm. Însă, nu trebuie să uităm că odată este trecerea între ani. Cum ar trebui să ne îmbrăcăm de Revelion? Revelionul acesta de pandemie. Excluzând tot ce vom prezenta noi aici, voiam să spun că am văzut o știre zilele trecute la TV cum că a crescut vânzarea la pijamale. Da, e drăguț. Doar că ca să putem trece mai ușor peste toată această poveste, ca să putem trece mai ușor peste această pandemie, eu zic că și dacă ești, ce vorbeam un pic mai devreme și ce îmi spunea Stefan, și dacă ești singur în casă, încearcă să-ți faci această noapte să fie superbă. Memorabilă. Memorabilă. Exact. Memorabilă. Memorabilă, exact. Da. Nu știu, poartă paietele lui care sunt extraordinare, poartă roșu, poartă... Ceva ce-ți face plăcere. Ceva ce te scoate din toată această... Hai să lăsăm un pic în urmă. Oricum, știm foarte clar că vom trece și peste asta. Noi am trecut peste multe. Exact. Haideți să și vedem, Stefan, ce putem să purtăm în noaptea de Revelion. Tocmai pentru că trebuie să ne simțim bine, indiferent că este pandemie sau nu. Iată, ținutele și accesoriile ne fac să fim împliniți. Te rog, Stefan. Încep cu roșu, pentru că roșu este în general o culoare foarte, foarte adorată de către femei între cele două, în noaptea, între cei doi ani. Și se spune că ne poartă și noroc. Și poartă și noroc, da. Încep cu o rochie din Duchesse,
din Duces de Mătase, care este pe un singur one shoulder, este cu embroidery de cristale Swarovski și la un dinner, de exemplu, în familie, da, la un dinner din în familie. Să vadă și rochia aceasta superbă pe care îți poartă numele. Și aceasta ți s-ar potrivi foarte bine, dar dacă ești, de ce nu, tu cu soțul, îți faci o masă frumoasă acasă, elegantă, frumos, eu și pentru mine singur, chiar și în timpul săptămânii îmi decorez masa cât de cât frumos, mai ales de Revelion. Deci o rochie din aceasta și soțul, de ce nu, în smoking, sau din aceeași poveste avem această salopetă absolut senzațională. Senzațională. Da, care este... Se și văd paietele cum în funcție de stare poți să... În funcție de stare, auriu până la ora 12, multicolor, că vine anul nou de la, de la 12. O să te rog să o mai prezinți un pic, să o las ca să o vadă telespectatorii în toată splendoarea, pentru că sunt piese extraordinar de frumoase. Da, și aceste piese se găsesc pe shop-ul online. Poate fi purtată de către o persoană un pic mai înaltă, adică cum ești tu, de exemplu, mai filiformă. Deci, în general, salopetele nu sunt neapărat recomandate pentru cineva care este mai minion sau care este un pic mai plinut sau are bustul mai mare, pentru că se așează, e foarte mult material și pari îndesat, ca să zic așa. După care avem o altă ținută pe care, iarăși, ăsta a fost un bestseller pe site-ul nostru. Un training de catifea, are pantaloni lungi foarte frumoși cu vipușcă. Dacă vrem să ne simțim mai comozi un pic. Dacă vrem să ne simțim mai comozi. Acum depinde și unde faci revelionul. Dacă îl faci, de exemplu, într-un șalet la munte, atunci evident că nu o să te îmbraci în rochia aceasta. Mm-hmm. Dar te poți îmbrăca într-un training de catifea, care o să-l avem și pe monitor. Și acesta, fără nicio problemă, poate fi asortat cu ciocatele, cu aceste ciocatele superbe de la Laura. Și ținuta este una în continuare chic, sofisticată, lejeră. Dar nu, cum ai zis tu, pijama. Da, povesteam despre ce se spunea la TV. N-avem cum să stăm în pijamale, asta este clar. Crede-mă, evident, că sunt sute de oameni care stau în pijamale în casă, da, pentru că lucrează ce? De acasă. Știi ce? Eu da, nu pot. Știi ce? Mi-aduc aminte de corporatiștii noștri care în partea de sus aveau sacou, știi? Da. Ștefă, și în partea de jos purtau pantalonul de pijama. Pantalonul de pijama. Eu chestia asta nu pot să o fac. Da, tocmai pentru că ținutele acestea ne fac să ieșim, să lăsăm la o parte tot haosul care s-a întâmplat în 2020 și să simțim măcar puțin că suntem în noaptea dintre ani. O altă propunere, pentru că jeansul este un clasic și un acompaniator al acestei perioade pentru absolut toate femeile, este un jeans stretch foarte, foarte, foarte confortabil, care la ora 11:30 înainte să bată clopotul, înainte de ora 12, punem această bustieră la jeansul și poate înainte am purtat un simplu tricou alb și acum ne punem pentru poze să arătăm și noi un pic mai bine. Deci nu trebuie neapărat să fie acel stereotip de stau în casă și așa mai departe. O altă variantă de rochie revenim este... Revenim la roșu. Aceasta este o rochie din mătase, tot așa cu cristale Swarovski și cu mânești din organza. Extrem de festivă, extrem de sofisticată, ca să zic așa, dar pentru cineva care are o casă frumoasă, are un loc frumos care și îl poate decora, își face un colț în care face poze cu familia și așa mai departe, nu vrei să te pozezi în pijamale, nu? Vreau să o arăt și la spate. Și are și spatele gol. Exact. Da, deci este... Adică te simți și foarte bine și atractivă, că de fapt atunci când petreci alături de ceilalți, vrei să atragi toate privirile. Poți să faci lucrul acesta și acasă. Și poate să fie o familie totuși mai numeroasă, adică nu trebuie să fie doar soț-soție, poate să fie și încă 2-3 invitați sau ceva de genul acesta. În general, cei care petrec timp împreună. Da. Haideți să mai vedem niște variante, că ai mai adus Am adus, cum am vorbit, de acel Little Black Dress, care ne scoate din orice
Aceasta este fața. Aceasta este fața, da. Pentru este că și spatele... un little black dress scurt care l-aș combina tot așa cu un dress negru mat și, de ce nu, iarăși cu niște ciocate foarte mișto, adică s-o scos din zona aceasta de prea elegantă. Uh-huh. Și atunci cu ciocatele prinde o cu totul altă nuanțare. Spatele din nou este gol. Există și varianta cu spatele vreau închis. Vreau să mai ținem un pic. Da. Cum închidem spatele? Spatele vine așa, e ca un V. Da. Așa, și are deja o intarsie dintr-un cordon de piele. Deci am scăpat de a ne marca talia. E easy going, se poate curăța foarte ușor. Deci nu este, am mai adus încă una neagră aici. Un alt bestseller pe care l-am avut a fost acest training pe care o să-l vedeți și în poze din nou, dar care nu este un training neapărat. Dacă suntem într-adevăr la munte undeva, nu poți să te îmbraci nici într-una, nici într-alta și așa mai departe. Și atunci avem variante de traininguri casual, smart, dar chic, cu detalii și așa mai departe, care nu sunt... care nu sunt neapărat acel fleece... acel training obișnuit. Da, acel training obișnuit. Îmi plac foarte mult detaliile de aici, da, de la sunt foarte de la multe detalii, cu umeri largi, oversize, are o vipușcă între pantaloni, deci este un training foarte, foarte lucrat, adică e... Dar, cum spunea Karl Lagerfeld, Dumnezeu să-l ierte, și aici sunt în asentimentul lui, când lumea va începe să poarte training-uri, vine sfârșitul lumii. Deci, hai să nu. Asta a fost, astea sunt, astea sunt vorbele lui Karl Lagerfeld. Da, nu vreau să ne ducem noi în zona aia. Ce-i pune tu la ora? Eu i-aș pune un stiletto aici. Eventual și o borsetă, uite. Și am rezolvat povestea. O borsetă roșie și un stiletto. Și atunci poți să nu mai este training și nu mai vine sfârșitul lumii. Da. Oricum nu vine sfârșitul lumii, dar domnul Karl, asta era pentru el cel mai mare faux pas vestimentar pe care puteai să-l faci. O altă rochie din această colecție, care tot așa se poate găsi tot pe site-ul nostru www.pelgar.ro, este această rochie glamour. O să țin eu aici. Așa. Care poate fi în... care este lungă aproape până în pământ. Aici deja mergem într-o zonă destul de sofisticată și destul de cu pietrele acestea, cu cristalele de la Swarovski, care sunt extrem de shiny. Dar pentru mine, eu de exemplu anul acesta de Revelion, am două opțiuni. Să stau cu prieteni și ne-am pus ca și dress code să fie Oscar. Deci clar o să mă duc în smoking și atunci aș vrea ca și fetele să apară în zona aceasta de ținute. Aceasta poate fi folosită ca și ce? Că văd deja în talie. Este o centură, da, dar asta se poate lega ca un fel de turban, uh-huh. Adică dacă vrei să fii ca și un mai... accesoriu. Da, ca un accesoriu. Sau ca și cordon, dacă vrei să o legi mai strâmb sau așa. Iar aici văd ceva care îmi place foarte, foarte mult și care se potrivește extrem de bine. Avem jeansii și aici la jeansii negri, clar, merg ambele variante de ciocate. Variante. Aici avem deja gata ținuta făcută, eventual cu sacoul acesta sau cu sacoul de piele, cu o cămașă sau cu o helancă și iarăși avem un alt gen de ținută care ne ajută foarte, foarte mult încât să arătăm bine, să arătăm prezentabil și să ceea ce este cel mai important, să fie adaptat locului, pentru că... Exact. Da. Chiar și acasă, dacă, cum să zic eu, ai o casă foarte rustică și așa mai departe, acesta să fie stilul, nu te îmbrăca așa. Atunci te merge mai degrabă în zona aceasta, pe ciocate, pe jeans, pe o bluză mai sofisticată și așa mai departe. Ți-ai ai o casă mai elegantă sofisticat. Și așa, unde poți să faci o masă frumoasă, să întinzi o masă frumoasă, cu veselă frumoasă, cu china... Atunci înseamnă deja că poți purta mai sofisticat. Uh-huh. Deci există pentru toată lumea, există variante și posibilități. Vreau să vorbim un pic și despre rochița pe care o port eu în această seară. Pot să o port unde? Rochia aceasta este exact pentru ce am spus. Ar putea să fie un dinner acasă, sau la prieteni, da? În cerc foarte restrâns, cu toate măsurile de siguranță, evident. Și... să fie o masă din aceasta în care să celebrăm cu
un cocktail, cu un aperitiv, cu un, adică să fie cumva, chiar dacă nu suntem la restaurant sau chiar dacă suntem undeva între să noi, ne simțim bine. Să, da, să ridicăm rangul de revelion la ceea ce suntem obișnuiți, chiar dacă suntem puțini. Adică să ne... Ca accesoriu am... Ca accesoriu perfect, ai marcat talia cu un stiletto negru, poate să fie și un stiletto nude, dar atunci renunțăm la curea. Și în principiu umerii oversize dau, dau o, o grandețe, o frumusețe care, care vine bine și care flatează corpul în general. Și mâneca, mi-ai spus că trebuie ținută așa. Poate fi ținută așa, dar poate aceasta fi ținută și jos, dar este mai, arată mai bine, arată mai, mai ales pe tine arată așa mai bine. Deci ești perfectă pentru, pentru mâine seara. Eu zic să nici nu te mai dezbraci. Da, exact. Mă duc și pe trec, mă duc și pe trec acasă. Exact. Și, uite, aici poate până peste drum când ajungi așa, iei și să fie accesorizată cu geanta. Evident că o să mai porți o blană sau o haină sau absolut, o blană. De, da? O blană. Blană, uite că colecția de blănuri încă nu am adus-o pentru că de-abia mâine intră pe site. Dar... trebuie să spun, de, poșeta aceasta mi-a plăcut, mi-a plăcut foarte mult, tocmai pentru că poate fi purtată așa, așa mai sigur, simplu, da. Sau... Dar Laura trebuie să povestească. Exact, și aici o să ne povestească, o să ne povestească Laura, dar într-adevăr și mie mi-a atras atenția foarte mult această piesă. E foarte piesă. Frumoasă și merge foarte, foarte bine. Eu oricum sunt adeptul combinației între argintiu și auriu, îmi place foarte, foarte mult această combinație și geanta e de măsura perfectă pentru o asemenea rochie. Bun, haide să vedem. Da. Dacă tu n-ai dreptate. Haide să vedem, Laura, acum am văzut ce, care sunt sugestiile de ținute. Pentru că indiferent de unde petrecem, indiferent că avem un revelion de pandemie și trebuie să fim foarte atenți, sănătatea noastră depinde de noi și sănătatea noastră și celor din jurul nostru, însă asta nu înseamnă că trebuie să, să renunțăm la a ne simți bine, să renunțăm la acele ținute, la acele piese vestimentare care ne fac să ne simțim bine. Și accesoriile la fel. Ce putem să purtăm în noaptea de, noaptea de revelion, Laura? Ne-a arătat câteva exemple, Ștefan. Pentru că le aveam la îndemână și că sunt atât de frumoase și exact. Am zis, mulțumesc. Se potrivesc perfect cu unele dintre ținutele exact mele. Exact cum a spus și Ștefan, vom merge pe roșu pentru speranță, pentru emoție, pentru trecerea asta dintre ani, pentru fericirea noastră, pentru liniștea noastră. Cred că roșu este culoarea potrivită. Eu mă gândesc că doar dacă mergi undeva în vizită poți să-ți accesorizezi, vorbind despre genți, nu o să stai la tine în casă cu geanta pe umăr, dar poți să porți de acolo o ciocată. Eu aș merge pe cea albă cu trainingul pe care l-a prezentat Ștefan mai devreme. Da, da. Aș pune ciocatele vișinii dacă pleci într-adevăr undeva și la munte dacă pleci, da? Într-o cabană uitată de lume, doar tu cu soțul, ca să-l impresionezi, da? Aș merge pe ciocatele vișinii și pe triunghiul vișiniu și aici aș duce un pic mai departe povestea și m-aș duce tot la trainingul, de data aceasta la cel negru cu inserții de parcă ne-am vorbit cumva, da, da, da. Acela din, acela din și noi nu ne-am întâlnit înainte, da. Cred că tot spre ținute mă duc mai mult, cu toate că eu nu fac haine, mă duc spre ținutele lui, pentru că mai ușor contează de foarte, exact, și contează foarte mult, în primul rând rochița, în primul rând contează ce pui aici, pentru că, repet, dacă tu rămâi la tine acasă, n-ai cum să porți o geantă. Și o geantă. Dar da? Încălțăminte poți să porți. Poți, încălțăminte, poți, sigur, da. Sigur. Da. Putem purta claciul de aici, foarte elegant, așa cum ai, ați exemplificat și voi mai devreme. Putem purta această geantă bomboană, da? Care ne duce cu gândul la sărbători, la revelion, sigur, o putem realiza în mai multe nuanțe, da? Și o puteți găsi pe www.lauraolaru.ro.
purtăm ce ne avantajează, purtăm ce ne scoate din zona de confort, mai ales în, la trecerea dintre ani, pentru că e frumos să strălucim, e frumos să ne simțim frumoase, să ne simțim atrăgătoare. Nu știu ce aș putea să mai completez aici. Ca încălțăminte, avem aici câteva modele, doar foarte puține, de asemenea și la ținute la fel, dar și la accesorii, la încălțăminte, la genți, de asemenea. Purtăm în noaptea de Revelion purtăm stiletto. Stiletto sau ciocate? Sau, depinde foarte mult, spuneați depinde, voi de unde... Depinde, deloc. Uh-huh. Deloc. Deloc. Da, depinde deloc. Foarte mult unde mergi, da? Depinde foarte mult ce invitați ai, cei 2-3 invitați, că dacă tu o să fii îmbrăcată prea glam, prea strălucitor și probabil prietena ta vine în training, vine în training și aici e o discuție. De-aia trebuie neapărat stabilit de dinainte dacă faci ceva, un dress code pentru acea seară. O casual smart, casual, elegant, black tie. Uite, eu am, de exemplu, o invitație pentru Revelion, black tie, cu prietenii mei foarte, foarte apropiați, adică suntem câțiva la număr. Dar black tie, adică mă voi duce în smoking cu pantofi de lac, cu exact așa cum se face, cum o făceam și în anii anteriori. Exact, exact. Adică tocmai ca să simțiți, indiferent dacă este pandemie sau nu, da. Trebuie să anul 2021 să ne prindă veseli, hai să ne prindă bine. Hai să nu lăsăm toată povestea asta să cadă așa ca o... Exact. Mergem mai departe, să rămânem optimiști, să rămânem veseli, să rămânem veseli. Până la urmă, trebuie să mergem mai departe. Exact. Învățăm ce am avut de învățat, da. Punem lecție. Punct, exact, și, next și mergem mai departe. Bun. Pentru mine, oricum, vestimentația este o exprimare a stării de... pentru că port negru nu înseamnă că sunt am o stare proastă, ba din contră. Dar pentru mine, de a mă, nu numai de Revelion, cum ziceam și înainte, de a mă aranja în fiecare zi, și în această perioadă de 9 luni încoace, pe mine m-a ținut psihic, fizic, mental și ce vrei tu, m-a ținut într-o zonă foarte bună și creativă, chiar dacă nu m-am văzut cu oameni, chiar dacă am fost foarte prudent și așa mai departe. Dar nu ne putem vedea și auzi, tehnologia e atât de avansată încât... Și tot, chiar dacă mai... mă duc până la alimentară, crede-mă că îmi iau haina, sau mă duc la piață. Da, se aranjează. Asta ține și de respect de sine. De sine, absolut. Da. Exact. Mi-ați ridicat cumva mingea la fileu, tocmai pentru că voiam să vă întreb ce înseamnă o ținută aleasă corect. De fapt, o ținută care să ne facă să ne simțim bine. Ce înseamnă tradusă de către voi? În momentul în care vedeți o doamnă care este aranjată, poate că nu are o piesă foarte scumpă, dar este, nu are o piesă foarte scumpă pentru că probabil că nu și-a permis sau a fost surprinsă într-un anumit moment. Însă, în momentul în care se vede bunul gust, adică și acea piesă, indiferent numele cărui designer îl poartă sau ce scrie pe etichetă, este aleasă și accesorizată cu bun gust, cum ați traduce voi lucrul acesta? Cum ați traduce o ținută? Ce înseamnă o ținută pentru noi, pentru fiecare în parte? În primul și în primul rând, banii mulți nu înseamnă că ținuta este bună. Asta... În primul și nici brandul în primul la rând. Vedere nu înseamnă că... Da, că este de bun gust. Ba din contră, de multe ori este de foarte prost gust. Iar și amestecul ăsta de branduri porți 3, ceea 5, ce... 7 branduri pe tine dacă mă rog, nu le pui la vedere. Într-o... Da. Da, da, da. Dar ce este și ceea ce am învățat eu de la începutul carierei și la facultate, l-am avut ca și profesor, chiar și pe Karl Lagerfeld, Dumnezeu să-l ierte, și pe Jean-Paul Gaultier, ca și cursanți, profesori cursanți pentru orele noastre. Aici am învățat o lecție foarte, foarte importantă, căci piesele de bază pot fi calitate, adică pot fi calitative, încălțăminte, genți, piese de rezistență din garderobă și așa mai departe, dar restul din garderobă pot fi no name, pot fi low brand, pot fi, pentru că oricum le schimbi extrem de des și așa mai departe. Și atunci un mix and match al brandurilor, adică așa sunt eu, un mix and match al brandurilor scumpe cu branduri no de name. Duzină, uh-huh. sau de duzină, da, no name,
Pentru nu mine face tot. Asta este, da, da, nu scade valoarea. E, da. Din contră, e un added value, pentru că e foarte ușor să mă duc să-mi cumpăr ținuta din vitrină a unui brand renumit. Dar să construiești o ținută și să fii admirat pentru exact o ținută care este compusă dintr-un look no name, dintr-o jachetă extrem de scumpă, dintr-un pantof de calitate. Aici la mine, eu sunt, am un fetiș, trebuie să recunosc. Gențile, pantofii, accesoriile la mine trebuie să fie de cea mai bună calitate. De foarte bună calitate, da, adevărat, da, adevărat. Uh-huh. Deci un accesoriu strică sau îmbunătățește ținuta. Vorbind de accesorii, Laura, ce înseamnă? La o ținută simplă, așa cum spuneai și tu, Ștefan, accesoriile de cele mai multe ori sunt cele care îmbunătățesc sau care pot să strice din potrivă. Păi să pornim ținută de la Little Black Dress, nu? Uh-huh. Ea poate fi purtată în foarte multe variante. Depinde foarte mult de, nu știu, cerceii pe care îi porți, da? Uh-huh. Poți să porți niște candelabre imense, poți să porți ceva foarte finuț, niște bobițe, niște strasuri, ceva. Contează foarte mult ce pui și în zona gâtului, da? Contează cum e croită rochia, dacă îți permite să porți. Da, bine. Asta e deja o altă discuție. Contează foarte mult geanta pe care o pui, pantoful. Adică toate trebuie să se armonizeze cumva. Dacă porți cercei atât, mai pui și un colier atât, rochia ție pe gât și mai e ai foarte și brățări, scurtă, mai ai și scurtă, mai ai și spatele deja gol. Deja ești, nu știu, se păstrează un echilibru întotdeauna, în toate. Eu așa văd lucrurile. De fapt, cred că noi așa vedem lucrurile. Și așa vizual este mult mai ok. Să faci un echilibru între toate astea. Ce-ți de poate aceea cred eu că e foarte, foarte bine să, pentru toate telespectatoarele, telespectatorii, să se uită un pic în... Să se inspire pentru că sunt... Da. Foarte multe publicații naționale, internaționale și așa mai departe, care îți dau un guideline, nu trebuie să fii la fel și să copiezi și așa mai departe. Dar pe mine m-a învățat la un moment dat un stilist foarte, foarte, foarte cunoscut, m-a învățat, pune pe tine, după care dai 20% jos și ești perfect. Da, de ce? Da. Adaugă, pune ce vrei tu, după care te uiți în oglindă, dă 20% din ce ai pus pe tine, dai jos și atunci este echilibrul perfect. Deci avem tendința de a pune mai mult decât este suficient. Da, și mai ales noi care trăim într-o țară post-comunistă în care, mă rog, și acum noi se mai văd reminescențele. Noi nu am avut. Și n-am avut. Și atunci și acum, spunem hai totul. Hai să punem să fie bogăție, să fie bogăție, să fie, să fie, să fie. Asta poate să ducă într-o zonă de kitsch, poate să ducă într-o zonă pur și simplu de personalitate, că și eu am tendința aceasta de a îmi încărca ținutele, dar, mă rog, eu sunt un pic mai un paradise bird, deci e, nu știu, poate la mine trece mai așa cu... Dar îți aduce aminte de vorba acelui designer care spune să dai 20% da, acelui stilist, da, că e foarte, foarte stilist important, te uiți în oglindă și dacă mai aveam acum încă, mi-aș mai fi pus încă vreo două broșe dacă stau să mă gândesc bine și țin minte de fiecare dată acest lucru și... De, în general, n-am ajuns niciodată pe paginile de prost îmbrăcat. Ne spuneai, Ștefan, încă de la început, de acele fotografii pe care le-am pregătit, apropo de ținutele pentru 2021. Iată și telespectatorii le pot vedea în acest moment. Haideți să vedem ce putem să purtăm la anul. Iată, o roche foarte frumoasă. O roche din frumoasă piele aici, sigur și Laura ar spune da acestei rochii, pentru că este neagră și este fan negru. Este o roche tot așa, un little black dress, dar adaptat timpului. Este o roche din piele de napa, foarte, foarte subțire, supraelastică, care este tratată în așa fel încât să se întindă foarte, foarte mult. Adică ea are capacitatea de a se întinde ca o roche de bumbac aproape. Este o piele foarte, foarte fină, foarte bine tăbăcită și pe spate are un bumbac, un elastan care se aplică. Este o tehnică destul de complicată. Aceasta este o blană de Lynx din noua colecție de blănuri care va apărea în curând, sper că zilele următoare, pe www.pelgar.ro.
Poate fi purtată tot așa, de oricine? Cu un guler. Aceasta poate fi purtată tot de Revelion, de exemplu, la o cabană, cu o helancă din cașmir, cu niște colanți, da. Uite, cu ciocatele acelea bordo și cu geanta triunghi și este perfectă pentru... Aceasta este favorita mea. Este explozie un patchwork. De culoare, da. Un patchwork din vulpe și aici se potrivesc absolut toate accesoriile. Aia albastră, da. Bomboana mi-ar plăcea cel mai mult. La fel, pentru o excursie la munte sau poate pur și simplu vrei să ieși până afară să vezi focurile de artificii, dacă nu ai posibilitatea din casă să le vezi, că o să fie multe locuri în București în care o să fie, sau în țară, în care o să fie focuri de artificii. Și atunci îți pui această blană, îți pui acea gentuță. Peste rochia din rochia aceasta superbă. Așa, și gata. Asta, de exemplu, este din vizon tuns, cu tricot, cu croșet. Aceasta se poate purta chiar și în interiorul casei. Cum am și pozat-o, cu o bluză simplă neagră, cu un colant, cu ciocatele negre. Acum are evident gluga, dar își dă gluga jos, o desface și este foarte, foarte chic pentru petrecere. Blănurile, iată, care sunt nemuritoare. Nemuritoare, da, și acest vizon tuns îl iubesc foarte, foarte mult datorită cromaticii și datorită geometriei. Sunt piese care sunt de longevitate, exact despre ce am vorbit. Investește cineva într-o calitate bună, are calitatea până la adânci bătrâneți, știi cum e, așa. Acum revenind la ținute, aceasta este o fustă în cloș din piele și cu o bluză din dantelă, dar aceeași ținută ar funcționa foarte, foarte bine cu o bluză de training, de exemplu cu cea bej, cu bocanci sau cu altceva, de exemplu, și cu această borsetă neagră în talie sau aruncată așa, gen poștaș peste umăr. Și iarăși avem o ținută care ne permite să fim de Revelion undeva sau de anul viitor, în toamnă, în iarnă. Aceștia sunt blugii clasici din colecție. Pe care i-am demonstrat în partea de sus putem pune un pullover, putem pune un top din paiete, putem să punem un stiletto sau putem pune un bocang sau putem să punem o ciocată. Deci suntem foarte free to go. Uite, o ținută care este atemporală, pur și simplu atemporală. Și care nu trebuie să lipsească în 2021 care nu trebuie să lipsească în 2021 din garderoba. Ceea ce nu trebuie să lipsească din garderoba oamenilor din 2021 sunt piese pe care le pot refolosi. Această piesă, de exemplu, cum este bustiera aceasta, este o piesă care este într-adevăr foarte frumoasă, dar te gândești când o să o mai port. Pantalonul negru îl port și poimâine, îl port și de Revelion, dar îl port și de Paște, dar îl port și la munte și la mare și whatsoever. Deci am mers foarte mult pe piese care sunt foarte ușor combinabile, foarte ușor de accesorizat. Asta e o colecție capsulă pe care am făcut-o, Starlight Collection, tocmai pentru sărbători, pentru această perioadă. Sunt materiale naturale, e o colecție un pic mai expensive decât restul produselor care sunt pe site, dar este și muncă multă, material de calitate și așa mai departe, nu că celelalte nu ar fi, dar aceasta este o colecție capsulă care mie îmi face foarte, foarte mare plăcere. Sunt aplicații cu cristale și așa mai departe. Deci, de ce nu ești așa de Revelion? Și aceasta este o poză cu tine. Iată-mă și pe mine în atelier, purtându-mi creația, purtându-mi jeansii, adică nu o creație, că n-am inventat eu roata până la urmă, doar că am făcut și eu pentru această perioadă jeansii, pentru că sunt eterni și sunt foarte ușor de purtat și foarte ușor și la un preț foarte bun, și atunci de ce să nu ne bucurăm de aceste produse care se pot combina foarte, foarte bine. Ca și culori? Ca și culori, mergem și pe culori puternice, mergem și pe verde lime. Culoarea sezonului viitor este un aquamarin, turcoaz spre aquamarin din tabelul Pantone. Iar culorile, în principiu, ni le asortăm în funcție de fizic, de fizionomie, de ochi, de ten, de culoare, de culoarea părului și așa mai departe.
pentru că nu toată lumea poate să poarte un aquamarin. O brunetă cu tenul foarte închis, dacă pune aquamarin, pe ea arată ca naiba. O blondă, uite blondele cum sunteți voi, un aquamarin arată foarte, foarte frumos, arată, încălzește, e spectaculos. Și atunci nu întotdeauna culoarea care se poartă ni se și potrivește. Nu. Nu, nu, nu. Este un guideline pe care îl poți, pe care îl poți urma, dar nu este o necesitate și nici n-aș recomanda-o. Uh-huh. Laura, o să vorbim imediat și despre ce se poartă în materie de gen și de încălțăminte, însă după o scurtă pauză de publicitate, așadar, doamnelor și domnilor, rămâneți alături de noi, revenim.